În luna mai a anului trecut, Nvidia lansau GTX 1080, ce urma să fie una dintre cele mai râvnite plăci video în rândul gamerilor entuziaști, nepunând la socoteală Titan X, ce avea și are în continuare un preț extrem de piperat. GTX 1080 a fost încununată în decursul anului 2016 și începutul anului curent cu titlul de cea mai performantă placă video single core existentă pe piață. Dar toți ne așteptam să vedem ce aduce varianta Ti, pentru că Nvidia și-a creat propriul ritual începând cu GTX 780. Din acel moment, toate modelele ce reprezentau vârful de gamă au mai avut parte de un facelift la varianta Ti. Ei bine, dragii noștri, a apărut GTX 1080 Ti, un model ce nu beneficiază de facelift, ci mai degrabă poate fi considerat un model nou, și asta prin prisma răcirii, a procesorului grafic implementat și... mai degrabă mă opresc aici să divulg din surprizele pe care ni le oferă acest model. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată plăcii video ce se află lângă mine, GTX 1080 Ti Founders Edition de la Nvidia, model ce face parte din familia Pascal. Punând cele două modele, GTX 1080 și GTX 1080 Ti, una lângă alta și fără să le analizați foarte tare, nu veți observa absolut nicio diferență. Și cam așa este. La exterior sunt foarte puține elemente în plus sau în minus ce pot fi observate cu ochiul liber. În plus, avem o mufă suplimentară de 6 pin pentru alimentarea plăcii, în minus, am putea să-i spunem la revedere bătrânului DVI. Ne-a fost de mare ajutor, dar acum în lipsa sa, camera de evacuare a sistemului de răcire a fost mărită, lucru ce poate duce fără doar și poate la o răcire mai bună a componentelor de la interior. Și chiar este nevoie, pentru că pe GTX 1080 Ti avem procesorul grafic disponibil pe Titan X Pascal, GP102, ce este un chip mult mai mare și ce consumă mai mult curent electric. Era și normal să se implementeze o soluție de răcire mai bună. Așadar și prin urmare, pe Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition avem acum un cooler ce dispune de Vapor Chamber. Chiar și așa, eu personal nu cred că vom vedea valori ale temperaturii sub 70 de grade Celsius. Totuși vorbim de un model de referință, model ce nu a excelat din acest punct de vedere niciodată. Am vorbit despre partea de design și partea de răcire, haideți să trecem un pic în revistă specificațiile plăcii noastre, după care ne apucăm de teste. Pentru că testele... exact, fac cât 1000 de cuvinte. Așadar, am spus că Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition dispune de același procesor grafic ce poate fi întâlnit și pe Titan X Pascal, GP102. O monstruozitate de procesor ce dispune de nici mai mult, nici mai puțin de 3589 CUDA cores, cu aproape 1024 mai multe unități decât pe GTX 1080, dar același număr ca pe Titan X Pascal. Iar dacă tot suntem la capitolul comparații, frecvența de bază a procesorului grafic este de 1481 MHz, iar boost clock-ul este de 1582 MHz, mai mari decât Titan X Pascal cu aproximativ 5%, dar mai mici decât ale unui 1080. Dar nu uitați, avem alt procesor grafic, mai puternic. În teorie, conform celor spuse de către Nvidia, noul GTX 1080 Ti ar fi mai performant decât un 1080 cu aproximativ 35% și chiar cu 5% față de un Titan X Pascal. Din păcate, cu al doilea model nu putem face comparație, dar dacă GTX 1080 Ti se apropie de cei 35% menționați de către Nvidia, atunci îi credem pe cuvânt că acest model poate depăși chiar și Titan X Pascal, în anumite scenarii. O altă schimbare majoră din punctul meu de vedere este capacitatea de memorie alocată pe acest model, dar și frecvența de lucru a acesteia. 11 GB DDR5X ce rulează la 11.000 de MHz, sau mai pe scurt, 11 GHz. Oare ce ai putea face cu atât de multă memorie RAM? Niciunul din jocurile actuale nu reușește să se apropie nici măcar de cei 8 disponibil pe GTX 1080. Dar e bine să iai acolo. Niciodată nu știi cum te pleznește creativitatea și te apuci de modelare 3D sau renderi de clipuri video. Plus că frecvența ridicată a memoriilor vă va permite să overclockați mult mai ușor placa în sine. Lucru pe care cu siguranță îl vom vedea la versiunile custom ce vor apărea pe piață în perioada următoare. Eu zic să pun frâna acum în ceea ce privește specificațiile. Să luăm placa frumușel, să o montăm și să o testăm. Așadar, placa noastră de bază este model Asus Z170A,
pe aceasta fiind montat procesorul i7-6700K, împreună cu cei 32 de GB memorie RAM tip DDR4, ce rulează la 2133 MHz. 3 unități de stocare, un SSD de 120 de GB de la HyperX și 2 harddiscuri Western Digital Black a câte 640 de GB fiecare. Toate alimentate de o sursă Seasonic de 620 W și asamblate în Cooler Master Storm Striker.
forces advance on militia parts. Concluzii? Păi, mai au rost? Eu nu cred. Avem în față o placă video extrem de performantă, un model ce atinge bine de tot cei 35% performanță în plus față de varianta non-TI menționați de Nvidia. Toate acestea la un preț mai mult decât corect. Poate foarte mulți vor spune prea scump pentru piața din România. Este adevărat, dar să nu uităm că la fel spuneam și în urmă cu un an, atunci când se lansa GTX 1080. Iar cei pasionați sau entuziaști au așteptat variante custom ale modelului mai devreme menționat cu mult mai scumpe decât varianta Founders Edition. Eu mă bucur că odată cu apariția GTX 1080 Ti și a performanței de neegalat al acesteia, vedem și o scădere a prețurilor la variantele GTX 1080 non-Ti și GTX 1070. Mă bucur că avem un Baby Titan X Pascal cu ceva mușchi, care atunci când sunt încordați, îți rulează impecabil orice joc în rezoluții Full HD, 2K și sunt mai mult decât convins că poate bine, bine de tot și în 4K. Eu am să mă opresc aici, am să vă las să analizați over and over again valorile pe care le-ați văzut la noi, dar și pe alte site-uri specializate în realizarea de review-uri și am să stau cu mințel la masa mea de teste, frecându-mi mâinile în așteptarea variantelor custom. Nvidia GTX 1080 Ti Founders Edition este disponibilă în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.